ne dau Dacă toate astea le văd eu, le, le vedeți și voi De ce mai așteptați acum viața de apoi? România, trezește-te! Sunt atât de foc Bine te te-am găsit, doamnă și domnule. Am început cu un alt fel de imn național. Poate că imnul ăsta ne-ar trezi mai repede decât ne adoarme deșteaptă-te române. Pentru că deșteaptă române nu mai are niciun sens. Pur și simplu, asta cred eu. Sigur, are sensul lui literar, are sensul lui istoric, Andrei Mureșanu, cine vrei tu. Însă, astăzi, privind la Parlament, nu mai are niciun sens. Ține loc de somnifer, de distonocam, de ce vrei tu. E adevărat că în umbra imnului o mulțime de lucruri se întâmplă. Fii atent, ultima știre. Ultima știre. Deputații UDMR, Mate Andra și Marton Arpad au inițiat un proiect de lege care prevede faptul că un proces este suspendat pe durata judecării de Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în acel proces. Să traducem. Asta înseamnă că prin prevederea asta, care a fost eliminată în 2010, se pot amâna ani la rând dosarele de corupție, așa cum au fost amânate dosarele lui Adriana Stase, Miron Mitrea sau George Copos. Evident că după ce au pus ăștia doi de la UDMR proiectul pe masă, imediat a fost semnat și de deputați de la PSD, PPDD și minorități. Deși Comisia Juridică l-a respins, nu e nicio problemă că intră la dezbatere în Senat. În cazul lui dezbaterea este la Senat și Senatul este camera decizională. Ce înseamnă asta? Că nu-i mai interesează nimic. Absolut nimic. Și ce scrie aici un popor de oi, naște un guvern de lupi, a lui Eduard Marou, este perfect adevărat în cazul României. Nu-i mai interesează nimic. Mint la foc automat cum nici măcar noi nu mințeam la școală când luam cât un 4 sau 5 sau ce luam. Notă proastă. Nici măcar îl mai mare mincinos din lumea asta nu poate să mintă de la un minut la altul. Așteaptă și el să vadă dacă dospește minciuna lui, dacă dă naștere la niște trunchiulețe, la niște rădăcinuțe. Nu. Ăștia mint la foc automat. Știi de ce? Pentru că au la dispoziție televiziuni, au la dispoziție presă. Și uite-te foarte atent la televiziunile de știri din București. De câte ori sunt scandaluri în Parlament, în politică. Sunt cel puțin două televiziuni care una îți dă cu cea mai făcut pe calii. Fai, tot poporul stă să vadă, nu cumva, pe calii și a scăpat să pună pe jos oare îi cântă aia o colindă la pușcărie sau nu. Și aia altă televiziune, care nu e așa, vine repede să spună uite ce copil am găsit noi supradotați și ce greu trește, De parcă nu ei ar fi la guvernare. Asta se întâmplă. Trebuie să știi, doamnă și domnule, că nu mai este foarte mult până când România nu mai e Românie. Pur și simplu. Din Occident ne vin semnale, le-aș cataloga drept șuturi în fund, șuturi în gură, șuturi în ficat. De partea cealaltă oceanului, ăia stau și se uită la noi, cum ne uităm noi la, nu știu, aborigenii de pe Marte. Peste tot în lume, când se aude de România, lumea își pune mâinile în cap. Și nu din cauza noastră. Chiar nu din cauza noastră. Știi că ți-am arătat la un moment dat uh, acel site bucureșteni mutați la sat. Oameni care s-au săturat, să aștepte statul să le facă ceva și s-au mutat din București la sat. Azi am primit o fiolă de ulei. I-am fircălit un pic. Uh... Denumirea ca să nu crezi că fac reclamă. Știi? E făcut la sat. Și aici scrie bucureșteni mustați la sat. Și numere de telefon. Pentru că oamenii pur și simplu e presat la rece chestia asta. Înțelegi? Oamenii pur și simplu s-au săturat și fac ce știu ei mai bine. Îți dai seama că asta ar putea să fie singura soluție. Efectiv, să nu-i mai luăm în seamă. Să nu-i mai luăm în seamă, asta însemnând nici să nu le mai plătim salariile. ăsta e site-ul de care ziceam este de 10 ori mai reconfortant decât orice ședință a Camerei Deputaților, orice ședință a Senatului. Pentru că aici se întâmplă ceva bun. La ăia, la Senat, niciodată nu e sigur. Ai văzut în gândul guvernanții încă se prefac că România mai e o țară. Aici, și ăsta este adevărul, Antonescu, după discuția cu Ponta, nu mai există prietenie. Dacă scandalul continuă, USL se rupe. Și stau amândoi și se bat. Se bat în ce? În scandaluri cât Casa Poporului. În scandaluri cu 588 de minciuni care au ajuns acolo, deși noi am votat 300 de adevăruri. Ne-au scos, nu, la referendum, să votăm. Mă, n-ați vrea voi, poporule, să fie doar 300 de parlamentari? Și noi am spus, da. N-ați vrea voi să fie o singură cameră? Și noi am zis, da. Și s-a întâmplat ceva pe chestia asta? Absolut nimic. Unde s-a ajuns? când nu e în seamă, nici măcar atunci când poporul îți votează cu 90%, 87% că vrea ceva, se ajunge la astfel de chestiuni. Știi cine minte dintre ăștia doi? N-ai cum să știi cine minte. Și atunci, zici, bă, mai iau așa, unul dintre voi minte. Dar mai iau o chestie de aia ce zice poporul. Cine s-a seamănă, s adună Înseamnă că amândoi sunteți la fel, indiferent care minte dintre voi doi. Ori despre asta nu se vorbește la televiziuni. Nu cumva să se vorbească la televiziuni să le cadă gradele de pe oameni. Uite, după ce fac, ce fac ăștia de la putere, să vezi ce fac și ea din opoziție. Știi? Pe România TV văd zgonea și zice că PDL-ul duce o campanie mincinoasă. Toader, Mircea Toader, baronetul, știa, zice zgonea, de modificarea codului penal. N-a avut nicio obiecție. Asta scrie pe site-ul România TV. Și atunci eu te întreb, care opoziție mai există? Câte opoziție mai există când îi văd și pe aia de la UDMR că își fac repede uh, zi invocarea excepțiilor de neconstituționalitate în dosarele penale, care a fost abrogată în 2010. Știi? Ăia de la PPDD sar și ei ca să facă tot felul de șmecherii. Aia de la PDL odată zic o semnat din greșeală, odată zic că nu știu nimic, nu? Ăia de la, de la, cine mai este? De la liberali, de la PSD. Toți sunt, uite că sună urât să o spun, la fel. Toți sunt la fel și noi îi plătim pe toți la fel. Din fiecare lună, când mai dai bani la impozite și taxe, să te gândești că îi dai pentru umflați ăia, umflați, nu știu cum să le spun, că nu sunt umflați de sunt suflați de prea mult bine, chiar dacă ei sunt trași prin, prin inel. Că merg la sală, tată. Au abonamente de sală. Înțelegi? De fapt, toată bătălia asta este bătălia în interiorul USL-ului. Este bătălia care a început de la, de la Constituție. Ce fel de Constituție să facem oare noi acum? Avem nevoie noi PSD-ul de un președinte de la liberali puternic? Au uitat toți Că ultima revizuire a Constituției a avut loc în 2003 și au băgat acolo cu pompa o grămadă de prerogative pentru președinte, pentru că era pregătită pentru Adrian Năstase, președinte. Și atunci au dat. Și acum au văzut că, de fapt, tot ce au pregătit ei pentru Năstase are în mână Traian Băsescu. Și cu Constituția aia din 2003, a PSD-ului exact peste spinare, exact PSD-ul lui dă. Asta se întâmplă. Însă, la televiziunile din București, nu se fac analize. Ultima analiză pe care am văzut-o, pe la 3 și jumătate, 4 dimineața, n-am avut somn. Asta este. Am văzut în reluare o analiză pe codul rutier. Știi cine era prezentat ca analist pe codul rutier? Simona Senzoală. Tipa aia cunoscută ca divă porno sau ca ciofii mare turbășenie. Am mai văzut ieri o strofocare. Să strofocau toți acolo să vorbească despre decembrie 89, despre baricade, despre libertate, despre o mulțime de lucruri. Știi cine vorbea despre asta? Paula Iacob. Informatoare la securitate. Ți-a mai spus de zilele în care despre drepturile omului vorbea Miron Cosma. nu e așa? Despre duritatea regimului Băsescu, vorbea Mugur Ciuvică, ăla care a fost luat în dubă și băgat în dubă de la comanda lui Adrian Stase în 2003 sau 2002. Să știi că nu s-a întors România cu sus în jos. Pentru că România nici măcar nu mai există. Ca să existe, o țară nu are nevoie numai de râuri, munți, păduri, dealuri, câmpii. Nu. Populație. Nu de asta are nevoie. Are nevoie de contextul ăla în care încet, încet, din rădăcinile lor a mulți, vin o mulțime, la rândul ei, de valori. Și -i vezi prin ziare, îi vezi acolo, cum ai văzut pe copilul ăla, pe Budișteanu, din Vâlcea, luând tot felul de trofee internaționale, întorcându-se acasă. România ar fi o țară dacă ar fi știri că încă 200 de medici de nu știu unde au venit în România pentru că sunt condiții mai bune. Că profesorii din România au acceptat, noi așa, în loc de tablele unde scriu cu cretă și inhalează cretă, au acum tablă cu touchscreen. Atunci va fi România. România va fi România când vei vedea o mulțime de țărani făcând asta acasă și vânzând-o în supermarketuri ulei presat la rece, sau mai știu eu ce, atunci va fi România Românie. Până atunci este un teritoriu în care o populație copulativă se zbate să trăiască de pe o zi pe alta. Sună urât, îmi asum chestia asta. Eu sunt ciufutul de serviciu. Pe mine m-au angajat în televiziunea asta ca să spun adevărul. Că vă place, că nu vă place. Că le place lor a 588, că nu le place lor a 588. Adevărul asta este. În România o botă pe spinare. Vrei să vezi o. Știi, este o fată. Mie îmi place fata asta, Angela Tocilă. Scrie pe Politic Stand, scrie pe Evenimentul Zilei și mă dat pur și simplu peste cap cu niște fraze. Hai să ți le și ție. Cât mai avem să ne transformăm din nou în fiare? De ce le-ar păsa românilor că li se face țândăr statul de drept când ei nu vor nimic altceva decât un colț de pâine, o sticlă de băutură, ci să fie lăsați în legea lor? În definitiv, atâta amar de ani s-a lucrat la menținerea cu orice preț al gradului de îndobitocire națională, în așa fel încât să poți cumpăra oricând un vot, o conștiință, cu un pui sau o găleată. Doar atunci când vom flămânzi din nou, când vom fi scoși cu picioarele în fund dintr-o Europa oripilată de nepăsarea și de nesimțirea noastră, când vom fi din nou izolați ca într-o leprozerie între granițe, când vom simți din nou pișcătura pulanului miliției la tălpi și în fine, când vom fi din nou cu cuțitul la os, vom ieși și vom face măcel așa cum am mai făcut de câteva ori în istorie. Asta scrie Angela Tocin. Și asta văd eu. Astăzi, la București, pe Facebook s-a anunțat o demonstrație, nu e așa foarte mare. 3700 de oameni au semnat că pleacă la demonstrația aia împotriva oligarhiei. Nu împotriva unui partid, nu împotriva altui partid, ci pur și simplu împotriva stării de fapt. Știi câți au fost? 30 de oameni. Au semnat, mergem 3700. Aseară la Cluj au fost în jur de 150, hai 200 de oameni la o demonstrație împotriva acelei porcării cu amnistia. La București, deși s-au bătut cu jandarmii, au fost mai puțin de 2000 de oameni. Ori, dacă doar 3000, hai să zicem, 10.000 de oameni cred că părerea lor contează în România, ceilalți suntem condamnați să fim putori. Putori, nu e așa, copulative, într-o țară care mai e țară datorită geografiilor și celor care fac hărțile politice ale Europei pentru copiii de clasa 7. Nu mă interesează aici să vorbesc despre anarhie. Nu mă interesează tentațiile anarhoide ale elora care ies în stradă numai ca să spargă vitrine. Păi, bagă în dubă. Dar când îl văd pe Willy Schuster, care chiar își apără pământul și din pământul ăla trăiește, că e bătut de jandarmi și are traumatism craniocerebral, și cu două degete rupte, îndoite, invers, numai pentru că jandarul ăla avea putere de la guvern, mă întreb, bă băiete, bă jandarule, nu ești tu ăla care atunci când, când ai depus jurământul, ai jurat să aperi țara și poporul? Tu n-ai jurat să aperi un guvern sau altul. Ai jurat pentru țară, pentru popor, pentru chestiile alea pentru care merită să juri. Despre asta nu vorbește nimeni la Pungești au bumbăcit pe ea de le-a scos gazul din ei. Prin ochi le-au scos gazul. Ai văzut vorbindu-se despre asta? Nu. În schimb, nu e așa? Ești la curent cu cine o să-i cânte lui la poarta pușcăriei și mai nu știu ce doamnă, mare doamna cântecului românesc, care exact atunci nimerea în antene pe când să se vorbească despre chestiunile extrem de importante ale țării ăste. Nu? Adevărul, știi care e? Nici nu mai merită să existe presa, pentru că nici presa nu-și merită poporul și nici poporul nu-și merită presa. Presa a fost cumpărată, poporul a fost vândut. Cam asta e situația în România. Mai sunt două, trei gazete, două, trei televiziuni și în curând, probabil, așa cum asculta Europa Liberă pe vremuri, o să asculți emisiunile de televiziune de pe vreun canal pe YouTube dacă ai internet. Dacă n-ai, îi sta la poartă și din 4 în 4 ani o să vină tovarășul politician cu o sticlă de oloi și cu o plăsucă de făină și o să zică dacă îți faci poză cu telefonul mobil la vot, ți le dau și îți mai dau și o sticlă de rachiu. Și tot poporul va fi extraordinar de fericit pentru că nu e așa. Eu n-am văzut niciodată în viața asta tâmpit care să nu fie fericit. Pur și simplu n-am văzut. Mergem mai departe. Să vedem în ce s-a transformat Parlamentul. Ne zice gândul. Operațiunile Codul Penal și Grațiere a desfășurate în noaptea zilei, în noaptea de 9 decembrie, în Parlament, demonstrează carențele grave ale procesului legislativ, lipsa totală de transparență, modul în care majoritățile parlamentare se pot impune în forță, iar regulile pot fi încălcate sau forțate până la extrem. Puterea legislativă a României, care ar trebui să facă legi în folosul cetățenilor, s-a transformat într-o mașinărie infernală în care o mână de inițiați plantează amendamente cu dedicație, iar majoritatea votează pe bandă rulantă și de cele mai multe ori în totală necunoștință de cauză. Sau cum zicea astăzi un deputat, ca o cireadă de vaci. Asta a ajuns. Și atunci, evident că nimeni nu vorbește despre diferența dintre democrație și democratură. Pentru că democrația presupune etica actului de putere. Democratura este puterea absolută. Am 70%, v-am spart. V-am spart pentru că așa vreau eu. Pentru că mi-ați dat atâta putere încât pot să o întorc împotriva voastră de fraieri contribuabili și dracu cine v-a adus contemporani cu marea mea putere. Cam așa funcționează lucrurile în România. Așa au funcționat tot timpul. Niciodată nu s-a pus problema să iasă învingătorul imediat după alegeri, să spună am 50 sau 40 sau 70%, sunt marele învingător al alegerilor și vă spun, vă dau acum lista cu reformele neplăcute pe care le voi lua, le voi face. Vă dau parcursul pe ani a ceea ce pot să fac în patru ani sau în cinci ani. Niciunul n-a ieșit. Toți au venit ca la pomul lăudat. Uite-mă, poporul mâncui sufletul, că mă votat. Acum hai să vedem. Tu acolo, tu acolo, ăla vărut tot dincolo, pretenut tot dincolo, ăla care o da bani la partid dincolo. Uite-te că nu există funcție în România. Și deja noi considerăm normal să nu mai existe funcție în România care să nu fie dată pe simpatii politice. Sau pe cumă, cumătreri politice. Cumetri politice. dă o singură funcție. O singură funcție. În afară de aia de la Lupițurcă. O singură funcție dăm care, uite bă, ăștia tovarășii ăștia de la partid au venit și au pus pe un tip extraordinar. Ai văzut Bolcaș? Bolcaș, antisemitul de serviciu, cel care a protestat că nu e așa, băi, ce aveți cu Antonescu? Nu? L-au propus ăștia de la PSD pentru funcția de judecător la, la, Curtea Constituțională. O să zici, lasă bă că uite, totuși au renunțat la el. Când au renunțat la el? Nu? Când a scris Der Spiegel, numele lui Boi Bolcaj este menționat într-un raport al Institutului Eli Wiesel privind antisemitismul, aici ai articolul din Der Spiegel, antisemitismul și negarea Holocaustului în România. Der Spiegel scrie că un politician antisemit este propus pentru judecător la Curtea Constituțională a României. Și publicația asta germană, cu un, cu un efect distrugător și cu o influență extraordinară, prezintă trecutul controversat al omului propus pentru a ocupa scaunul rămas liber la Curtea Constituțională. Bolcaș este caracterizat de cei de la Der Spiegel, drept avocat cunoscut, citez, ultranaționalist și fost vicepreședinte al unui partid antisemit. Am încheiat citatul. Și tu, PSD, vii să-l propui pe ăsta la Curtea Constituțională. Sigur că după ai dat-o ai dat-o l întors. Hai să-l propun pe... Cine l-a propus? Pe Tony Greblă sau pe care? Cine-i domnul Tony Greblă? În afară de faptul că e un soldat disciplinat, de adevărat. Al partidului. Are niște cărți scrise despre constituționalitate, niște cărți care să fie studiate în, în, în universități. La ce se pricepe el? În afară de politică. Pentru că, și în afară de greblă, e adevărat. Pentru că eu nu-mi doresc acolo un om politic la Curtea Constituțională. Eu nu-mi doresc un om care să stea să primească un SMS până de el soluția. Înțelegi? Nu nu interesează. Nu interesează și de ce? Pentru că nici pe noi nu, mai, nu, ne mai interesează. Am devenit atât de comoz, suntem un fel de... Am ajuns și noi în democrație cum ajung ea la Black Friday, la chestiile de reducere. Am luat democrație la reducere cu 90%, cu 80 și ceva la sută. Și acum ne mirăm că nu funcționează. Știi de ce? Și după abac publicitate. Pentru că, doamnă și domnule, democrația noastră e o chinezărie. Ce Petru Borodi, dragă domnule, când în 90 în timpul Golaniade de am spus în repetate rânduri că vor veni ăștia progeniturile comunismului și vor face legi prin care să se poată fura cu acte în regulă, mulți m-au crezut nebun. Uite că nu eram nebun. Îmi zice domnul Borodi. Între timp, s-a trezit tovarășul Năstase. S-a trezit ca în filmele ăla cu muminile, știi? Și face politică pe blog, la mișto știi? Zice că legi, cum e ea, amnistiei, legi de astea au fost promulgate în ultimii ani în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, deci principiile se accepta și în țară și în Spațiul juridic al Uniunii Europene, scrie Năstase, pe blog și preluat de gândul, ca să... și după o cu ironie dragă, dacă vreți să faceți legea, faceți-o, bă, dar uite, spuneți că nu se aplică la Năstase. Ce nu spune Năstase, că legile alea au fost făcute și de comuniști. E adevărat de sărbători, mai vedeai pe Ceaușescu că mai trage niște grațieri. Dar niciodată în România n-au fost grațiate pedepsele decât maxim până în patru ani. N-au fost grațiate astfel de pedepse, cum așteaptă tovarășul ăsta, porumbița asta albă, imaculată asta de serviciu a PSD-ului. Înțelegi? Despre asta nu mai vorbește. Comuniștii, atâta cât erau de proșii, ei, ziceau, bă, ăia năcăjiți. Știi? Adică ai luat patru saci de cartofi, Tot te -n... mă mă liga Mere acasă la copii. Oh, domnul care nu e așa a putut să plătească 700.000 de, euro și nimeni nu a întrebat de unde l are, el lucrând toată viața la stat. Nicio problemă, nicio problemă. Și mai vrea și uh, comparații, săracul. Vrea să fie un fel de Nelson Mandela. Tovarășul Năstase, să-ți explic diferența fundamentală între tine și Nelson Mandela. Ție, când ți-au venit ei acasă să te ia, boctării să te ia, să te ducă la pușcărie, ți-o trămura mâna pe glonț și ți-a inodat un pic aorta. Sau ce cură pe aici, jugulara. Un pic atâta numai că să te vadă poporul plin de sânge. Știi cum ă, și-a luat pedeapsa Nelson Mandela? Când l-a condamnat prima dată pe viață. Când i-au spus judecătorii, ești condamnat pe viață pentru ideile tale, Nelson Mandela a început să râdă și a zis doar condamnare pe viață? Iar am pregătit să mor pentru ideile mele. Asta e diferența, tovarășul stase, între mari oameni de stat și tipii care își înadă jugulara de nevoie. Dar asta n-ai de un să o știi, pentru că pentru chestia asta îți trebuie coloană vertebrală. Etică. Nu mai ești aneu, nu mai ești supremul, nu mai ești ăla din 2004, când apăsai pe buton și zburau toți porumbei și răsărea soarele numai dacă vrei tu. Asta este, tată. Te-au prins. Sigur că... Și aici pot să-mi iau limba română și să o duc. Sigur că calitatea a rămas aceeași. Și a spus ghilimele de rigoare. Pentru că ați văzut cine e ministrul culturii? Sau cine e în pole position pentru ministrul culturii? O să zici, este știrbu, este un preot. Toată stima, tată. Pentru preoți. Dar nu pentru aia care ajung ministrul culturii fără să aibă nimic. Nimic în bibliotecă. Ceva acolo scris de tine. O carte pentru care s-a bătut lumea în librării. O carte comentată de mari oameni și copiii să-ți comenteze numele, să spună am învățat o chestie bună. Uite-o să arăt din, din știrile de la Old TV cine este ministrul culturii. Dăm -mi beta aia dacă poți să o vedem. Să o văd și eu, să ne râdem un pic. Uneori conferințele de presă sunt foarte plictisitoare, iar unii politicieni își găsesc de lucru. De exemplu, deputatul Gigel Știrbu s-a îndrăgostit de microfonul Ol TV, sau mai bine zis de buretele roșu al acestuia. Cum pentru politicieni culorile au cu totul altă semnificație, o să vă prezentăm acest moment haios difuzat și în emisiunea conferințele săptămânii de duminică seara. Așa cum ați observat, în tot acest timp, Ioan Ciugulea, președintele PNL-OLT, le expunea jurnaliștilor cele mai importante evenimente politice ale săptămânii, dar că nici pe ei nu-i interesează ce să mai zicem de vietul cetățean alegător. Domn' ministru, la cultură, tată. Domnul ăsta vrea să fie ministru culturii. Mă, eu nu înțeleg, eu cred că atunci când a desenat lumea, Dumnezeu s-a oprit în spațiul ăsta Carpatul Danomeanu Pontic și a exersat caricatura. Pur și simplu asta cred. Văzându-l pe ăsta că vrea să fie ministru culturii, văzându-i CV-ul, văzându-l, văzându-i, compară-l cu Pleșu. Mă scuzați, domnul Pleșu, că v-am pronunțat numele lângă domnul Știrbu. Compară-l cu cine vrei tu din cultura română. Compară-l cu scritorul care ți-a plăcut cel mai puțin din cultura română. Și o să vezi că domnul ministru este sub ei. Sub orice. Hai să-ți arăt scrie lumea. Lucian Popan scrie din Iași. E o diferență uriașă între România și statul român. România e un spațiu spiritual. Statul român este o creatură monstruoasă care se hrănește cu visele, cu speranțele și cu lacrimile noastre. Împotriva statului român ar trebui să ne ridicăm. Statului român ar trebui să-i opunem voința noastră pentru o viață mai bună. Mă întreb din ce în ce mai des dacă eu sunt un român născut în Moldova sau un moldovean de naționalitate română. Nu e o criză de identitate, poate mai degrabă o clarificare. Pentru că îi vezi pe domnii politicieni și te întrebi bă, mai am vreun argument să fiu mândru că român? Nu mai bine mă retrag în identitatea mea regională că moldovean, bucovinean, ardelean, bănățan, oltean, dobrogean, moroșan. Și stau eu acolo până se mai limpezez lucrurile. Am eu cutiuța aia, cum ai așa, în garsoniera de la inimă, întotdeauna ai un nume, un nume pe care îl ții acolo, nu-l știe nici nevasta, nu-l știe nici bărbatul, nu-l știe nimeni, dar e a tău. Îi ăla numai tău. Știi? Așa o să fie și cu România. Nu zici nimănui că mai ești român, a, eu sunt moldovean, eu sunt ardelean, eu sunt bănățean. Și când o fi România, Românie, atunci vei scoate capul și vei spune, Acum pot să spun că sunt român. Am luptat ca să fiu român. Nu mi-a ieșit că erau prea mulți, 588 pe capul meu și nu pot lupta singur cu 588. Acum pot să ies să spun. Uite altul. Mă numesc Danu și sunt din Râmnicu Vâlcea. Îmi e rușine că sunt compatriot cu 98% dintre parlamentarii din 89 până în prezent. Am norocul că după sărbători voi pleca la un cumnat în țara Galilor și voi face tot ceea ce îmi stă în putință să nu mai vin înapoi în țara asta decât maximum o săptămână pe an ca să-mi văd părinții. Aș fi în stare să cerci cetățenia în Ungaria ca să nu mai pot să spun că sunt român. Din râmnicul cu vâlcea. Asta scriu oamenii. Degeaba vin politicienii să spună trădătorilor. Nu tătucă. Oamenii asta simt. Și simt din cauza unor trădători. Că fi 588, corfii mai puțin, care sunt acolo și cum apare un leu în țara asta, se bat pe el și își angrenează partidele pe leu ăla. Dacă apar și fonduri europene, acolo se bat toate partidele ca și cum s-ar fi născut dintr-o foame, dintr foame, imensă. Hai să-ți arăt apropo de ce ziceau. i dragă, dar nu știam. Nu știam cei cu cu legea asta. Uite ce SMS primeau ăia de la PSD, Uite aici, în timpul acelor legi, nu mai face niciun primar campanie la anul pentru noi. Votați secret codul și amnistierea, altfel ne urăsc toți primarii. Sunt SMS-uri, sunt primite de, la, de pe număr de telefon la care nimeni n-a mai răspuns. SMS-uri date acelei ciurde, l-am citat pe deputat, care a votat ca o ciurdă îl am de pe realitatea.net, să dau și sursa, corectă. Nu? Așa se fac legile în țara asta. Și atunci eu ce mai am nevoie, bă, de 588? Eu am nevoie de 10 oameni. Câte partide ar fi cât de cât normale în țara asta? 10 oameni, trimite în Parlament de 10 oameni și acolo să hotărâți voi. Pentru că la fiecare partid mai sunt 20, 30, 50, 100 de deputați. Ăia oricum votează, nu cum, Gândesc ei că ar fi bine, ci funcție de SMS-urile astea. Că s-au speriat, că au zis primarii: Băieți, dacă nu băgați legea amnistiei, noi o să murim. Ăla din UDMR, care ți-o băgat acum, cu excepția de neconstituționalitate, știi ce? -i? Este anchetat pentru că și-a angajat nevasta la cabinet. Ăsta care a promovat, care a avut legea, a avut ideea cu legea amnistiei și ăsta este. Are dosar de conflict de interese pentru că angajat o angajat-o pe fiesa la cabinetul lui din Parlament. Și după a zic, dragă, nu încurajăm nepotismul. O să vedeți voi, uite așa vă bateți joc, de toată jerfa noastră din perioada aia de, de austeritate. Eu am fost de acord cu austeritate. Am zis, băi, ca într-o familie. O fi boc, nu știu cum, și o fi în spatele lui cu igaș, să-l ia naiba pe igaș, eu mă duc pe mâna austerității. Și am avut dreptate. Că uite că dacă nu era austeritatea, vai de capul nostru era. Și uite-te aici, scriu deja ziarele, vă bateți joc de jertfa lor. Politicienii anulează tot ce am câștigat la Revoluție. Uite-te aici. Totul a început, scrie Libertatea, la Timișoara, exact în urmă cu 24 de ani și a culminat la București. Acum însă, din cauza mojiciilor puse la cale de politicienii care se gândesc doar la ei înșiși, Pare că cei 1104 oameni morți la Revoluția din 89 au murit degeaba. După aproape un sfert de viac, românii nu se pot lăuda, nici că trăiesc mai bine decât pe vremea împușcatului, și nici că sunt mai fericiți, pentru că politicienii pe care românii au desemnat să le asigure democrația și pe care românii plătesc din buzunarele lor, acești politicieni le fac viața tot mai grea. uite mă câteva din mizerile pe care ni le-au făcut, zice realită, uh, libertatea din decembrie 2012 ocupă un număr aproape dublu de fotoli în Parlament și cheltuie pe măsură, zice Libertatea. Zilele trecute au dat o lege care le permite ca atunci când sunt prinși cu mâța în sac să nu mai fie deferiți justiției. S-au gândit să adune capital electoral de prin pușcării și să-și pună la adăpost colegii cercetați în prezent în tot felul de dosare, lăsând în libertate câteva mii de infractori condamnați la pedepse de până la șapte ani de pușcărie dar și pe condamnații care au ajuns după gratii direct din Parlament. Au făcut o nouă lege a referendumului care consfințește faptul că cele mai importante decizii în stat vor putea fi luate cu votul a doar 30% din alegători. Ne-au bombardat cu taxe și scumpiri, iar ei își cumpără mașini noi. Zi, zim dacă nu e adevărat. Pentru că eu încep să mă întreb, de ce naiba a mai ieșit în decembrie 89? în stradă. Puteam, numai că nu era inventat Facebook-ul, să facem ca și acum a revoluții pe Facebook. Că asta facem. Înțelegi? Asta facem. E greu, așa? Mai dăm niște... Hai măcar să-i enervez pe tovarășii politicieni. Ia să vezi ce scrie lumea tovarășul politician. Mihai Valinte, din Iași. Bună seara, mă numesc Mihai Valinte și sunt din Iași. Ascult și privesc cu mult interes emisiunea în noastră, înghit în sec, după acțiunea de imunizare totală a parlamentarilor noștri împotriva legii mi-e rușine că mai sunt român. Asta scriu oamenii. Asta scriu oamenii. Un bănățean îmi scrie. În 1990 era să fim bătuți eu și fratele meu, întrucât doar noi am votat contra lui Iliescu în satul nostru de Baștină. Treburile cu autonomia economică le trâmbițam înaintea ta, la Revoluție, împreună cu bănățenii mei. Dar Iliescu a sărit Te simpatizezi, îmi zice, dar nu ai nicio șansă. Sară faină și să ne vedem la pensie în Austria. Nu? Sună. Mai dăm. -mi. Florian Micloș. Puteți să credeți că există și cetățeni din Republica Moldova care au primit cetățenia ungară? Pot da informații în acest caz. Eu pur și simplu nu mai înțeleg nimic. Știi de ce? Pentru că deja lumea se ferește. Se ferește lumea, lumea din România. Românii se feresc să mai fie români. Pentru că a fi român nu mai are nicio definiție. A fi român înseamnă să te naști într-un sistem de taxe și impozite cel mai stufos din toată Europa? A fi român înseamnă să stai să rabzi cum din impozitele și taxele plătite cele mai multe din Europa nu vezi mare lucru? A fi român înseamnă să stai la coadă la farmacii să-l auzi pe unul German, chel la Luc și la Transilvania Live cum îți spune că aleșii noștri vor să-și deschidă farmacie cu medicamente la preț redus? să mă mai auzi iară pe mine chelul de serviciu, ciufutul de serviciu din țara asta, că în timp ce ție se spune, băiete, trebuie să îți dau accize la motorină, la benzină, musai să-ți fac transportul local în București, în Iași, în Cluj, în Craiova, în Timișoara, să-ți l fac mai scump, aleșii noștri, nu-i așa, își votează zboruri nelimitate cu avionul. De ce? Pentru că ei pot. Și în timp ce ție se spune, pensionarule, bă, băiete, nu mai poți să te trimi la Herculane, te dor oasele, stai în amarul tău, că nu mai am bani. Statul nu are bani. Același ales, care spune chestia asta, vrea să-și facă piscină și saună la subsolul casei poporului. Același care spune ție că nu sunt bani ca să mărească indemnizația pentru copil, alocația de 42 de lei, dar în același timp tocmai face praf 50 de milioane pe tot felul de aiureli. 50 de milioane de euro. Asta înseamnă să fii român. Mai zic ceva ce înseamnă să fii român. A, ah, sigur, poate însemna balada lui Ciprian Porumbescu, Enescu, Eminescu, Brâncuș, Goga, Coșbuc, ce vrei tu. Sunt contemporan cu tine ăștia? Nu sunt contemporan cu tine. Aproape că nici nu mai vine să crezi că au trăit vreodată în spațiul ăsta care astăzi se numește România. De-aia. Pentru că am fost niște socialiști borâți de la început. Clasa politică. Asta au fost. Indiferent că au fost de stânga, indiferent că au, fost de, că au fost de dreapta, au fost niște socialistoizi. Adică au mizat mereu pe pomana pe care o dau flămânzilor, flămânzocilor, lasă bă că pe pomana asta ne facem noi jocurile în spate. Că ăsta e modelul francez. Ăsta e modelul francez pe care cretinii de la începutul secolului 20 au sărit ca muta la pendulă și l-au promovat aici. Un sistem iacobin care te inhibă pe tine ca și simplu cetățean să ai tentative de inovare a sistemului. Sistemul francez, la iacobin, am ajuns deja mai francez decât francezii, presupune statul tătuc, existența statului tătuc. Muncești, te-am ras, nu muncești, ține aici pentru că tu ești mai egal decât ăla care muncește. Și uite unde au ajuns. Dăm poza din Le Figaro. În editorialul din Le Figaro, acești, franci, acești tineri care nu mai vor, nu-și mai văd viitorul în Franța, se numește editorialul, scrie așa. Adevărul că Franța, țara noastră, nu-i mai face să viseze pe tineri. Ghemuită asupra ei însăși, incapabilă de a se reforma fără dramă pentru a se adapta la drumea modernă transmite sentimentul penibil de a se complace în conservatorism și imobilism. Scrie Le Figaro. Exact asta se întâmplă în România. Exact asta se întâmplă în România. Și citez. Crezi că România îi mai face să viseze pe tineri? Crezi că România mai este capabilă să se reformeze fără dramă? Să se adapteze la lumea modernă? Nu, da. Crezi că România este mobilă în valorii ei? Nu. Nici Franța, nici România, amândouă prizoniere ale socialismului cu meclă umană, de tip Iliescian, Oland, de care vrei tu, amândouă au intrat în capcana propriei non-identități. Pentru că atâta vreme cât tu de 100 de ani clamezi dreptul tău fundamental numai pentru că ai o ștampilă pe care scrie dreptul meu fundamental, înseamnă o risipire identitară. Înseamnă că ți-ai bătut joc de fiecare copil care s-a născut, omez la școală, vrea să facă doctor sau lăcătuș mecanic sau învățător și la sfârșit și statul român, socialist, și statul francez, socialist, i-a tras un șut. Mergeam când, când hoheream prin Europa, mergeam la Luxemburg, prin Franța. Băga motoră pe acolo, că îmi place mie Alsacia. Știi? Intri pe Lazar, bucă și după Meri, în sus. Pe autostrăzi către Luxemburg, mașini frumoase, mașini de alea ca la noi. Erau două tipuri. În mașinile alea tari, scumpe, mergeau luxemburghezii, în mașinile alea de 3 lei, plecau francezii la lucru. Tinerii. Care nu-și mai regăseau nici o aspirație pe acolo prin Franța. Pur și simplu trebuiau să meargă la lucru exact cum mergem noi acum, bine, la alte proporții, în mod evident, nu, mai, știi, nu știi pe careva care în Italia așa are, mi-au găsit ceva, ba de făcut curat în restaurant, ba de șters la dos vreun bătrânel de 189 de ani. Exact așa se întâmplă în toate țările care și-au promovat, fie că au fost stângă la putere, fie că au fost dreaptă la putere, statul socialist, statul tătuc. Și-o merită din plin. Și statul român și statul francez merită momentul în care tinerii vor spune eu francez, nu, no. eu român, niciodată, niciodată. Știi de ce? Pentru că atunci când spui român, în spatele cuvântului român ar trebui să se afle ceva. O chestie super tare din trecut, un prezent care să te mândrească și un viitor pe care să-l vezi cu ochii tăi în timpul vieții tale nu există. Publicitate. Am revenit. Îmi spuneam de modelul francez pe care România l-a îmbrățișat cu o dragoste absolut stupidă, istoric stupidă. Îmi spune lumea, mă mai întreabă uneori de ce s-a așa de atașat de modelul nemțesc. Austriac. Mai am un prieten care face mișto de mine. A, ah, sigur, German de la Viena. Da, mă, știi de ce? Uite diferență față de Franța în care nu-și mai regăsește tinerii. Noul ministru de externe al Austriei se numește Sebastian Kurz. Are doar 27 de ani și este cel mai tânăr politician numit pe astfel de post din 1945 încoace. În Austria. Care au văzut că se mișcă lumea și au zis, băieți, este rândul vostru, tinerii, să veniți, că s-ar putea ca noi, bătrânii, să nu prea știm noi cum să lucrăm cu informația asta, care vine din toate părțile. Că n-am avut internet când am fost noi în al doilea război mondial. Omul ăsta a ajuns la 27 de ani, una din personalitățile marcante ale Partidului Conservator Austriac. Student la drept, studii întrerupte, însă a câștigat credibilitate datorită reușitelor la locul de muncă a luat măsuri de integrare a musulmanilor din Austria. Stabilirea unor exigențe de cunoaștere a limbii germane pentru copiii neînscriși la școală. Știți ce zic politologii despre el? care a reușit să schimbe felul în care discutăm acum în Austria despre imigrație. Și a înlocuit noțiunea de amenințare potențială cu noțiunea de diferențe culturale benefice. Asta spun politologii în cadrul Institutului Ecochest. Înțelege? Copilul ăsta de 27 de ani, este atractiv și pentru stânga și pentru dreapta. A devenit cel mai popular membru în guvern. Și, bineînțeles, unii spun, este viitorul cancelar. Înțelegi? În România despre ce să vorbim? Care este omul, la 27 de ani, care a ajuns la fel cum a ajuns? Simona senzuală, în șoptesc colegii din regie. Despre cine se spun? Pentru că, vezi, spre deosebire de modelul românesc sau francez, în Austria sau în Germania nu trebuie să car servietă. Și atunci eu stau. Bă, eu despre ce realitate să-ți vorbesc la televizor? Să-ți bag dume cu tot felul de vedete de dorobanți? Sau să spun despre ceea ce există cu adevărat în jurul nostru? Sigur că o să sar o mulțime. Hai bă, că și ăsta în Austria. Da, în Austria. Numai că cei ce sar ar trebui să știe din cei 588 că una ai să ai capitala la Viena și alta ai să ai la Istanbul. De ce zic asta? Uite aici. Văd o știre, da? Procurorul șef al DNA, Laura Conduța și a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că o posibilă transformare a DNA într-o nouă structură prin unificare cu DICOT ar fi un dezastru, iar asemenea zvonuri apărute în spațiu public reprezintă o încercare de intimidare a procurorilor anticorupție. Mă te uiți la știrea asta, nici de un să ei. De un să ei chestia asta. De unde să o iei? Îți eu de unde să o iei. Dăm cartonul. Uite ce zicea tovarășul pușcăreaș. Cătălin Voicu. Nu? Stenograme publicate de Mediafax. Voi cu Cătălin să unim DNA-ul cu Dicotul. Un ciuriburi, nu știu cine e ăsta, dar ei știu. Voi cu Cătălin să-i unim ca să-i pot da afară pe toată lumea purificare. Nu mai e Direcția Antinațională Anticorupție, Direcția de Crimă Organizată și Anticorupție. Am de mult proiectul ăsta în cap. Știi cine e Cătălin Voicu? E fostul senator, la PSD, care a fost condamnat în aprilie de înalta curte și casație și justiție la șapte ani de pușcărie cu executare pentru traficul agrobian de influență. Încearcă să-mi găsești în regie poza aia extraordinară când stătea asta cu burtoiul și vota, uite, cu mâinile așa, Uite asta, asta este Cătălin Vorcu. E un tip. Ăsta care a făcut o mulțime de lucruri și a luat doar șapte ani, pentru că nu e așa. Dacă furi patru saci de cartofi, ei patru ani. Dacă faci praf milioane și milioane și îți joc de toată lumea, ei doar șapte și ieși după patru ani. Ăsta era ăla care la, la suspendarea lui Băsescu vota cu ambele mâini, că el e tare, tată. Ăsta este efectul direct al non-reformei. Ăsta e efectul direct al, al lozelor băgate în Parlament și le-ai băgat că ce? Bă, chiar ce o trebuit? Ulei. De ce nu mi-ai dat un SMS? Că dădeam telefon la Bucureșteni, ăștia mutați la sat și poate îți trimiteau de un boc la proste un kil de ulei, un litru de ulei. De-aia. De-aia, De-aia pentru că suntem, așa cum zicea Brâncuș, și mai proști și mai săraci. Hai să vezi. Fii în ce au făcut ăștia. Acum aici că nu mai poți asculta telefonul decât dacă anunți. Deci, auzi despre ministru că e corupt, prima dată trebuie să-l anunți. Bună ziua, trebuie să vă ascultăm telefonul. Și el zice, ok, ascultați-mi telefonul. Asta arată, uite, superimunitatea, miniștrii vor putea fi ascultați doar după ce vor fi anunțați. Șefa DNA-ului zice, evident, că interceptările devin inutile. Despre asta nu se vorbește. Așa cum nu se vorbește despre... Bă, băieți, câte taxe ați introdus voi? Ia evenimentul zilei. 35 de noi taxe introduse de guvernul Ponta. 8 miliarde de lei, aproximativ 2 miliarde de euro, golesc buzunarele românilor. 35 de noi taxe. Băia să vedem cine e PSD-ul ăsta. Ce zicea PSD-ul că era în opoziție. Am luat de pe antena 3, pungro, nu e așa, luăm de pe postul ăla. Vocea PSD-ului, Cătălin Ivan ăsta cu biluța. Noul acord cu femei nu prevede majorarea sau apariția de noi taxe și impozite. Asta a susținut purtătorul de cuvânt al PSD, ci că ăsta e europarlamentar, Ivan. Știi? Antena 3. Am luat de pe site, uite, dau sursa, Antena 3. Evident că ăsta a subliniat că potrivit surse citate, Informațiile apărute în spațiu mediatic cum că ar exista taxe noi sunt intoxicări care nu provin din surse oficiale și au zis PDL-ul îi devină. Băsescu îi devină la faza asta. Și uite mă că au apărut încă 35 de taxe. Și nu le-a crescut nasul, tată. Nu le-a crescut nasul pentru că nici noi nu avem o problemă. Pentru că atâta vreme cât acceptăm să ne mintă ăștia, ne place și să ne mințim singuri. Adică, lasă-mă și ce dacă 588 nu trebuie să ținem cu PSD-ul, trebuie să-l urâm pe Băsescu. Nu trebuie să ținem cu Băsescu, trebuie să urâm PSD-ul. Nu e așa. Nu așa ne merge băzărica. Înțelegi? a din cerebel. Noi am devenit inutili pentru propria neclasă politică. Pur și simplu, poporul ăsta devine inutil pentru politicienii lui. Pentru că atâta vreme cât poporul nu mai poate discerne între un program de guvernare, între un program de electoral și alt program electoral, ce nevoie mai e de poportat? Într-o zi o să-ți vină unul cu 80% sau cu 100% sau și dacă nu o să vină cu 80%, o să fure ca să aibă 80% și o să spună în față o să-ți o spună, doamnă și domnule. Mă deranjez. Sunteți prea mulți. Ați fost 22 de milioane, 23 de milioane când vă lăsa noi V-am adus noi la 19, acum am dorit să fiți maxim 10. Că nu mai avem bani pentru toți. Prea mulți pensionari. O să dea azi mâine legea că să se însoare bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, numai de dragul să se mai mișoreze un pic populația asta în României. Că n-au nevoie de atâta popor, înțelegi? Ei oricum se bat ca să fure fiecare leuț acolo, când apare. Îți dai seama să mai pună și poporul botul, dă-mă și mie un leu să-mi crești pensia, dă-mă și mie un leu la alocație. Lasă, n-ai banii ea de, de deținut, mai pune la copii. Știi cât are un deținut? 2400 de lei pe lună. Știi cât are alocație copil? 42. Știi cât are alocație pentru hrană un copil bolnav de SIDA? Un copil la care o sărit tovarășul, fost ministru al culturii? 13 lei pe zi. Atâta. Și el a s-o rățoit. Și acum au venit ăsta cu antidiscriminarea și au zis: vă, dragă, îi dăm un avertisment. Dar pe amăriția care o cântat Colindu cu Jidov și cu Cior mai fi, Colind de 2 de ani, le-a tras o amendă babană, tată, Consiliu, câte 10.000 de lei. Dar de ce? Că ea și dacă... Tu crezi că ea erau antisemiți acolo? Hai să fim serioși. Au negat ei holocaustul. Niciun om normal din lumea asta nu poate nega holocaustul. Decât ăștia, bolca și nu știu care. Nu? cu amplasarea busului lui Ilescu. Dar pe ea a amendat. Pe domn ministru care au zis, lasă bă, ce copii cu sida, bă, ce tratamente anti-SIDA. Un festival Shakespeare, bă. Că pentru el, un mare scriitor englez mort este mai valoros decât copiii ăia încă vii. Încă vii. Îți amintesc că în 97 doi copii din Hunedoara au murit de sida Doi copii de 7 ani și de 10 ani, că așa au cu măsă. Așa era pe timpul ăla. De 10 ani și de 7 ani copiii au murit. Pentru că un, un, cretin din Ministerul Sănătății a uitat să le aprobe continuarea tratamentului antisida. Trebuia să mergi la București să spui, bună ziua, am sida. Sunteți bun să-mi aprobați tratamentul ca să mai trăiesc și eu o zi, două sau poate un an? Și el a zis, am uitat, dragă, am uitat. Doi copii au murit. Tu ai impresia că a pățit ceva ăla? N-a pățit nimic, mă. Pentru că viața copiilor nu contează în România. Contează doar statul polițienesc. Și când spun polițienesc, nu spun așa cum o spun politicienii. Vai, stat polițienesc. Pentru voi, politicienii, polițienesc să fie. O zic, bă, pentru noi. Pentru traumatismul ăla lui Willy Schuster. Pentru toți pe care i-ați bătut. Uite, bă, imnul celor 588 și o vă pup pe imnul lor. V-am pupat. Până dimineață vă ziua așa. Ne-a pus alegerile aici. Votați pe SNU. Hai, Lios. Păi hai la vot, la vot, la vot. Dacă vrei să o iei în pot, Hai la turci, la turci, la turci. Dacă vrei să o iei la barbă. Vânt zvelt iaram, pam pam pam, m a servin tâmăi. Păi cum poliția, măi. La bărlați și sub iava, măi. Păi poliția, puap pua. <fio>